Tiberiu Tătaru spune că până în acest moment o parte din aparatura medicală contractată a ajuns la Târgu Jiu și urmează a fi pusă în funcțiune. Printre altele este vorba despre o linie completă de anestezie ATI, un electrocardiograf, un incubator sau un aparat radiologic complet. Până acum suntem în grafic. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu a organizat licitații pentru toată aparatura pe care noi am solicitat-o Ministerului Sănătății. În momentul de față avem un număr de 6-7 aparate care au venit deja și restul urmează a fi livrate de firmele câștigătoare ale licitațiilor. În unele cazuri, medicii au așteptat ani în șir aparatura medicală. Este cazul secției ATI, unde a fost adusă o linie de anestezie. Putem desfășura activitatea în condiții foarte bune și am avut nevoie de mult timp de acest aparat, dar actuala conducere a fost foarte receptivă și ne-a ajutat să-l achiziționăm. Ați așteptat? Am așteptat, de mulți ani am așteptat. Acum, ce înseamnă asta pentru pacienți, pentru medicii care lucrează aici? O anestezie sigură și noi ne putem desfășura activitatea în condiții, în cele mai bune condiții. Situația este asemănătoare și la secția radiologie din ambulatoriul spitalului. Singurul aparat care există aici, de generație veche, se defecta foarte des, iar remedierea defecțiunii putea dura și câteva zile. În unele cazuri, procedurile de licitație ar putea să nu fie încheiate până la finele anului, condiții în care banii necheltuiți vor trebui returnați. Deși riscul unor contestații este unul foarte mare, managerul spitalului nu crede că ar putea apărea probleme. Există riscul să rămână bani necheltuiți, să îmi dați banii înapoi? Eu consider că nu. În eventualitatea existenței unor contestații vom vedea la momentul respectiv. Până acum, pe procedura pe care noi am efectuat-o, n-am avut încă niciun fel de contestație, pentru care eu consider un risc foarte mic acela de a nu putea să cheltuim toți banii primiți. 3 milioane de lei au fost alocați de Ministerul Sănătății și 500 de mii de către Consiliul Județean pentru achiziția de aparatură și tehnică medicală.